Liderii USR au chemat-o pe Ligia Deca în plenul Senatului la ora Guvernului pentru a da explicații despre amânarea legilor educației. Legile au ajuns abia ieri în Camera Deputaților, au fost înregistrate după ce săptămâna trecută au primit undă verde în ședința de guvern. Nu a dat Ligia Deca foarte multe explicații despre această amânare, ci a vorbit mai degrabă despre legile educației în ansamblu, despre faptul că își dorește legile, ca aceste legi să nu mai fie amendate după ce ele vor fi construite și vor avea o formă finale. Nu se știe deocamdată însă nici cât va dura dezbaterea în Parlament, doar ele urmează să intre pe circuit, să fie discutate în comisiile de specialitate și apoi în plenul Camerei Deputaților, urmând să ajungă la Senat, pentru că Senatul este camera decizională. Însă, așa cum menționam, nici măcar Ligia Deca nu a putut să spună cât anume și-a dat coaliția termen pentru aceste dezbateri, însă spunea Ministrul Educației că speră ca în toamnă legile să poată fi aplicate. Am fost atentă încă de la începutul mandatului la mesajele publice ale parlamentarilor. Mă bucur că mă aflu la această tribună la câteva zile după ce proiectele de legi ale educației au intrat oficial în dezbaterea Parlamentului României. Sunt conștientă că importanța misiunii de a construi un cadru legislativ care să dea șanse fiecărui copil ca, prin parcursul său educațional, să devină cea mai bună versiunea sa. Am încercat să aducem educația inclusivă în dezbaterea politică, nu politicianistă, astfel încât să facem posibil un viitor potrivit fiecăruia dintre copiii noștri. Un viitor care înseamnă cultură generală, calificare, identitate profesională, valori trăite și împărtășite în comunitățile noastre.